Bună, dragii mei dragi! Cu ocazia unei sărbători în familie, am pregătit această minunată prăjitură în foi din bezea și mac, acoperite cu o cremă extraordinară de vanilie. Atât de bună la gust și o textură perfectă, încât se topește pur și simplu în gură. Dar haideți să începem! Pentru foi avem nevoie de aceste ingrediente și tava mare a cuptorului. Peste albușuri am pus praful de sare, iar cu ajutorul mixerului voi mixa până voi obține o spumă lejeră, iar în acel moment adaug zahărul treptat, mixând în continuare până voi obține o bezea mai fermă. Cam așa. Opresc mixerul, îl putem da deoparte. Peste făină voi pune bicarbonatul de sodiu, amestec cu lingurița, iar această compoziție uscată o voi pune peste bezeaua de albușuri, împreună cu semințele de mac. Omogenizez ușor compoziția cu spatula de jos în sus, apoi voi transfera compoziția în două boluri, aproximativ în egală măsură. Urmând să le transfer în tăvile pregătite cu hârtie de copt. Tăvile sunt, după cum vedeți, cele mari ale cuptorului, da? 30 pe 40 cm. Procedez la fel și cu cealaltă tavă. Apoi introduc tăvile în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 15 minute aproximativ sau până când vor arăta cam așa, rumene. Miros tare, tare bine, le voi lăsa să se răcească, apoi le voi dezlipi hârtia de pe spate, da? Cu mare, mare grijă, pentru că fiind din bezea, tind să se rupă destul de ușor. Dar cu răbdare, nu cred că veți întâmpina probleme. Da? Bun, procedați la fel și cu cealaltă foaie de mac. O voi întoarce pe partea cealaltă. Cum va urma o prăjitură, bineînțeles, voi tăia foile pe jumătate, astfel voi obține 4 foi din bezea cu nucă, da? Deci arată perfect și la gust, o minunăție! Este timpul să trec la crema de vanilie, care se realizează din aceste ingrediente. Într-un bol încăpător sunt gălbenușurile împreună cu zahărul. Amestec cutelul un minut aproximativ până se dizolvă încet încet zahărul. Adaug făina și mai amestec încă puțin. Când voi obține această textură omogenă, încep să torn laptele fierbinte, puțin câte puțin, amestecând energic. Transfer compoziția lichidă într-o crăticioară și o voi pune pe foc mic, la fel, amestecând în continuu până voi obține această textură asemenea unei pudingi. O transfer într-un bol să se răcească mai repede. Dar înainte voi introduce și esența de vanilie. Amestec cu spatula și o voi lăsa să ajungă la temperatura camerei. Introduc untul, care este și el moale. Da? Deci ambele texturi trebuie să aibă aceeași temperatură, altfel riscăm să se taie crema. Și mixez până obțin această minunată cremozitate. Și cu o ținută fermă și fină. Gustați, dragilor, dacă mai doriți, puteți să mai introduceți puțină esență de vanilie. Este timpul să ansamblez prăjitura. Peste prima foaie de bezea cu mac, voi pune o mică parte din crema de vanilie. Acopăr cu cea de-a doua foaie din bezea. Mai pun o mică parte din crema, da? Deci crema este suficientă pentru toate aceste foi. Dacă vă este mai ușor, o puteți împărți în boluri.
Întind bine pe toată suprafața, apoi voi pune și cea de-a treia foaie cu mag. Apăs puțin, pun și cealaltă parte din cremă de vanilie. Da? Deci este destul de simplu. A patra foaie, ultima, da? Apăsăm ușor și ultima parte din crema de vanilie rămasă. Am întins-o foarte bine pe toată suprafața, introduc prăjitura în frigider pentru o oră, timp în care pot pregăti și glazura de ciocolată. Peste ciocolata ruptă în bucăți, cu o bucățică de unt, voi pune frișca lichidă. Această crăticioară am pus-o pe foc mic, amestecând în continuu până s-au topit toate ingredientele. Atenție să nu dea în clocot! Am lăsat să se răcească glazura, iar când ajunge la temperatura camerei, o voi întinde pe prăjitură, da? Urmând să o introduc în frigider peste noapte. Dar o puteți tăia chiar și după 3 ore. A doua zi am tăiat extremitățile prăjiturii. Folosesc un cuțit cu lama lungă, ținută în apă fierbinte câteva secunde, apoi o șterg bine. Astfel, obțin aceste laturi curate. Foarte simplu, dragilor! Sunt absolut convinsă că o să vă iasă și vouă la fel. O vom tăia în bucățele potrivite. Și ne putem delecta cu un desert minunat, în straturi, cu o cremă fină de vanilie și o glazură echilibrată de ciocolată. Ce spuneți, dragilor? Nu arată grozav de bine pe platouri? Alături de cei dragi, sunt sigură că o să o adore. Iar dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați pe acest canal, Pasiune și Savoare, pentru că multe delicii voi mai oferi. Gratuit, numai pentru voi. Pe data viitoare și numai bine vă doresc. Pa, pa!